Peste 5.000 de credincioși au urcat astăzi la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, Piatra Fântânele, situată în pasul Tihuța la cota 1200, pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul hramului de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat faptul că Maica Domnului este icoana Bisericii lui Dumnezeu. Maica Domnului e Biserica lui Dumnezeu cea însuflețită. Pentru ce motive o preacinstim noi pe Maica Domnului și o numim Biserica lui Dumnezeu cea însuflețită? Sunt multe motivele pentru care o supranumim așa. Întâi de toate, este Biserica lui Dumnezeu cea însuflețită pentru că l-a născut pe Domnul Iisus Hristos. Este născătoare de Dumnezeu. Prin ea, Domnul Iisus Hristos s-a coborât la noi pământenii. Deci întâi de Doamne, o numim Biserica lui Dumnezeu cea însuflețită pentru că este născătoare de Dumnezeu. În al doilea rând, așa cum zice prorocul Ezechiel, o numim Biserica lui Dumnezeu cea însuflețită pentru că este pururea fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. În al treilea rând, o numim Biserica cea însuflețită a lui Dumnezeu pentru că, așa cum cântăm la liturghie, este mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Și în al patrulea rând, o cinstim ca Biserică însuflețită a lui Dumnezeu pentru că este pururea rugătoare pentru noi păcătoși. Situată la granița dintre Transilvania și Bucovina, mănăstirea este cunoscută pentru ampla activitate socială și pedagogică pe care maicile o desfășoară aici. O mănăstire care are preocupări aparte. Nu doar faptul că aici se nevoiesc peste 20 de călugărițe, dinpreună cu părintele duhovnicesc, părintele Gavril. Acești destoinici călugări se ocupă și de credincioșii din parohia Piatra Fântânele, care se află la distanțe foarte mari și mai ales iarna este greu de ajuns, astfel încât părintele și maicile ajung chiar cu schiurile la bătrânii din această parohie să le aducă hrană și medicamente. De asemenea, mănăstirea se ocupă de copiii din această zonă, aducându-i de la depărtări în casa lor și apoi ducându-i la școală, chiar maicile fiind profesoare. De asemenea, mănăstirea se grijește de copiii părinților plecați în străinătăți. Au grijă de educația lor, au grijă de sufletul lor, au grijă ca atunci când se vor întoarce părinții să fie întregi și la minte și la trup. Cu multă bucurie în suflet aducem recunoștință Maicii Domnului pentru purtarea ei de grijă față de aceste neleaguri și față de mănăstirea noastră care de 90 de ani încearcă să aducă în inimile monahilor și a monahilor care au viețuit de-a lungul timpului aici și care mai viețuiesc încă, să aducă o slujire și o binecuvântare și peste poporul care urcă în număr mare, îndeosebi la hramul Sfintei noastre mănăstiri, la nașterea Maicii Domnului. În timp de 90 de ani, mănăstirea a avut o istorie destul de frământată și de încărcată, dar a cuprins și viețuitori care, cu osteneala lor și jertfa lor, au adus un aport semnificativ. Biserica Mănăstirii Piatra Fântânele a fost construită în anul 1928, când a fost aprobată înființarea unei mănăstiri de călugări. A funcționat ca mănăstire de călugări până în anul 1960, când, prin decret, a devenit parohia satului. La inițiativa Mitropolitului Bartolomeu Anania, în data de 11 aprilie 1995, așezământul monahal a fost reînființat ca mănăstire de maici.